Am revenit, doamnelor, domnilor, la opiniile zilei. Galațiul este, printre altele, o pepinieră de tineri fotografi extrem de talentați. Acesta este subiectul despre care vreau să discutăm în această seară, așa că l-am invitat în platoul nostru pe Nicolae Zburlan, fotograf vechi pe care îl cunoașteți cu toții. Bună seara! Bună seara, bine v-am revăzut! Și care nu a venit singur, ci de această dată l-a adus și pe fiul său, Răzvan, cu el. Bună seara, Răzvan! Bună seara! De fiecare dată când domnul Zburlan a venit la noi la emisiune, ne-a vorbit cu mare mândrie despre munca sa de ani de zile pe care o desfășoară în Galați, de zeci de ani de zile, dar cea mai mare mândrie ne-a vorbit despre realizările tale, Răzvan, pentru că tu ai realizări nu puține. Câți ani ai în primul rând? Aproape 16 ani. La aproape 16 ani tu ai obținut deja numeroase premii și te-ai afirmat ca un tânăr fotograf extrem de talentat, nu doar în țară, ci și în străinătate. Avem niște imagini pe care le vom rula imediat cu un vernisaj de-al tău, o tradiție de fapt, pentru că știu că tu în fiecare an mergi în Bulgaria. Aș vrea să ne povestești tu cum s-a început această tradiție și cum ai ajuns la o asemenea performanță pe care o să le explicăm imediat și telespectatorilor. Păi la această performanță s-a ajuns datorită tatălui meu, care la un alt festival s-a împrietenit cu directoarea festivalului din Bulgaria, doamna Armiana Naceva. Și așa, încet, încet am ajuns și acolo să fac poze la festival, după aia cu expoziții, 3 ani expoziție personală. Văd că n-ai moștenit numai talentul de fotograf de la tatăl tău, ai mai moștenit și modestia, dar noi vrem să știm despre realizările tale, așa că nu trebuie să fii modest, trebuie să ne spui exact ce ai realizat tu acolo. Domnule Zburlan, ajutați-l dumneavoastră, pentru că de la el cu cleștele doar și nu-l putem tortura pentru că sunteți de față. Da, întotdeauna și înainte de a veni la studio, îmi spunea eu, nu trebuie să vorbesc prea mult, nu? Că nu-mi place să vorbesc așa mult. La acest festival de la Veliko Trnovo, care de fapt este un festival de muzică pop-rock pentru copii și tineret, eu merg de 7 ani. De 4 ani merge și Răzvan. Deci de când avea 12 ani. Da. Și într-o imagine care se va derula acolo, să vedeți prima lui participare expozițională a fost în 2008, după aia 2009, 2010 a fost un an cu accident, a avut o problemă la picior și n-am putut să participăm. Și am fost 2011-2012. Anul acesta a avut invitații din partea primăriei orașului Veliko Trnovo și și-a vernisat expoziția personală la galeriile de artă ale orașului. Pentru că vreau să fac o precizare, la acest festival eu de 6 ani duc expoziții, expoziții care au fost vernisate în foaierul sălii de spectacole. Acolo este sala de spectacole, este sala teatrului muzical Constantin Chisimov din Veliko Trnovo, o sală așa ca să își fac impresie generală gălățenii, precum este Casa Sindicatelor de la noi. Un echivalent. Da, un echivalent. O sală cu un foaier ceva mai mare, cu ceva mai multe locuri, dar cam o construcție de acest tip este. Și anul acesta Răzvan a avut la galeriile de artă, iar ca să nu merg cu mâna goală și eu acolo să fiu numai însoțitorului, am luat o expoziție a câtorva membri ai fotoclubului nostru, pe care am vernisat-o în foaierul sălii de spectacol. Deci, practic, au fost 2 expoziții gălățene. Una la sala de spectacol unde s-a desfășurat concursul timp de 3 zile și cealaltă la galeriile de artă, care a rămas în continuare pentru o lună de zile la Veliko Trnovo. Noiva noastră a fost pe moment. După 3 zile am strâns-o și am adus-o acasă și o parte din ea va fi vernisată la noi pe simezele fotoclubului, la Centrul Cultural. Ne-ați adus aici și câteva dintre diplomele obținute de Răzvan de-a lungul timpului. Am să citesc eu pentru telespectator și am să rog pe colegul nostru să le și arate la cameră.
Aceasta este o diplomă acordată artistului fotograf Răzvan Zburlan pentru participarea la festivalul intitulat Oggi Sei Rumeno, care a avut loc în perioada 26-27 iunie 2010 în Arezzo, Toscana, Italia. Iată că atunci când spun că ai fost apreciat pe plan internațional, nu e vorba doar despre Veliko Târnovo, ci iată că ai fost și în Italia în 2010. Cum a fost acolo? Cum ai fost primit? Cum te-ai simțit? Acolo doar am trimis expoziția pentru că n-am putut să ajung, dar... deci nu ai ajuns, ai trimis doar lucrările. Da, dar și așa am fost apreciat. Ai cules roadele. Ai cules roadele, drept dovadă această diplomă. Roadele tot le-ai cules, chiar dacă nu ai fost prezent. Aici avem o diplomă de excelență pentru întreaga colecție foto. E ok? Da. De unde este și cum? Tot din Bulgaria, dar din primii ani în care am fost. Primii ani în care ai participat. Aici avem... Tot din Bulgaria. Tot din Bulgaria. În anii participanți. Sper că se vede la cameră. Și acestea cred că sunt tot, nu? De acolo, de la acest concurs al tinerilor. Din anii trecuți. Și este și cea de anul acesta, trebuie să fie. Adică a fost înainte cea de... Da, iar acestea sunt din anii trecuți. Anteriori. Și nu v-am mai adus aici, că mai are o diplomă, a participat și în Ucraina cu Asociația Artiștilor Fotografi din România, a avut și acolo câteva lucrări expuse la Odessa și Kiev. Un început de carieră foarte prolific pentru un tânăr de numai 16 ani. Răzvan, tu ai avut cu certitudine un start frumos datorită tatălui tău, care sunt convinsă că te-a ghidat de mic în tainele artei fotografice, dar până la urmă tu ai făcut ce ai vrut tu, așa cum face fiecare în viață, a fost alegerea ta și aș vrea să te întreb ce te-a îndemnat pe tine să alegi fotografia. Păi, odată ce am prins acest virus, dacă pot să-i spun așa, nu mai pot să scap de el, așa că am intrat în horă joc până la sfârșit. Știu că la un moment dat tatăl tău ne povestea că tu ești extrem de talentat și cu aceste softuri noi care au apărut și prin care poți prelucra fotografiile foarte lesne. Spunea că la un moment dat te învăța el pe tine diverse taine ale artei fotografice, dar s-au și schimbat rolurile. Acum îl mai înveți și tu pe el câte ceva. Păi, dacă tot stau toată ziua pe calculator, când am timp, când mai las școala la o parte, mai deschid programele și mai încerc. Care e sursa ta de inspirație atunci când faci fotografii? Cum îți alegi momentele? N-am o sursă de inspirație. Unele fotografii pot spun că au fost făcute instantaneu, fără să vreau sau chiar... Spontane. Am câteva fotografii editate, am zis, hai să văd ce poate să iasă din ele. Și a ieșit. A ieșit, da. A ieșit chiar foarte bine. Răzvan este un exemplu al tinerilor gălățeni talentați, fotografi talentați. Avem mulți, știu că la Galați este o pepiniere și știu că dumneavoastră vă ocupați de ani de zile ca munca lor să fie recunoscută și pe plan internațional. Ați reușit să aveți diverse manifestări pe această temă în orașul nostru, să aveți diverse colaborări naționale și internaționale și tot felul de deschideri pentru acești tineri fotografi care, indiferent de cât de talentați sunt, dacă nu au ocazia să expună, nu sunt cunoscuți. Și mai tineri și mai vârstnici puțin dintre ei, pentru că ne unește pe toți dragostea pentru frumos, dragostea pentru fotografie. Și... am să fac eu o destăinuire aici, că unul dintre membrii fotoclubului nostru, important membru al fotoclubului, care a participat și participă la foarte multe expoziții internaționale, în scurt timp va primi o distinție internațională, aceea de artist fotograf internațional recunoscut, FIAP. Se cheamă. Cât sunt în țară și cât de dificil este să obții o asemenea distinție? Cred că sunt vreo 100 și ceva la nivel de țară. Ca să obții această distinție înseamnă să ai niște participări numeroase, participări la saloane și expoziții internaționale și premii acolo. Și cel despre care vă spuneam este doctorul Cornel Gingărașu,
care recent a mai luat niște premii prin Statele Unite, prin Franța, din câte știu eu. Nu prea vrea să ne spună, ține așa secret, dar eu știu de la colegii de la Asociația Artiștilor Fotografi că are pregătit dosarul, că așa se face pe baza portofoliului de lucrări și a distincțiilor, va primi distincția de FIAP. Iată o distincție foarte frumoasă. Vreau să vorbim puțin și despre munca dumneavoastră, pentru că ne-ați spus despre fotoclub. Dumneavoastră sunteți și profesor de artă fotografică, ați fost implicat și în media gălățeană foarte mulți ani de zile și deși toți cei care ne privesc acum vă cunosc, aș vrea totuși să mai discutăm un pic pe acest subiect, pentru că poate mai sunt și câțiva, nu cred, dar pentru orice siguranță. Pasiunea asta pentru fotografie este veche și cum a zis și Răzvan, e ca virusul ăla care nu mai are leac. Nu mai are leac și chiar că nu vrei să faci o fotografie, tot faci. Pentru că nu se poate să nu pleci cu aparatul la tine. Fotograful adevărat este cel care are tot timpul pregătit arma, adică instrumentul de lucru, și este un adevărat vânător. De comori. În orice moment, da, de comori. Pentru că a imortaliza clipa, cred că este foarte important. O imagine pe care o faci acum, peste 5 minute, este deja istorie. Și asta eu știu din propria mea experiență, din arhiva bogată pe care o am și pe care încerc acum, la vârsta asta mai tânără, mai tânără da, de tânăr pensionar, s-o valorific prin rememorarea unor momente din viața urbei noastre. Când vom putea Este destul de greu pentru că pe lângă imagine vreau să și aștern câteva rânduri pentru că fiecare imagine are o poveste și spune ceva despre o anumită întâmplare. Și nu eram eu chiar așa hotărât, dar foarte mulți prieteni, colegi de activitate au spus e momentul să le scoți pe piață, cum mai ales zice. Că aveți această arhivă la care ați muncit ani de zile, ea este, doar că trebuie să-i dați o formă și să le ordonați. Organizate într-un anumit fel, pe un anumit fir călăuzitor, ca o mică lucrare, ca un album. Și satisfacția se vede. Normal că Răzvan a fost mai aproape de mine și n-am avut încotro, l-am susținut. Ce părinte nu-și susține copilul? Bineînțeles. Și avem dispute pe tema fotografiei. Pentru aveți că viziuni diferite? Eu mai vin cu câte o idee la o anumită imagine și a spus, nu, așa am prelucrat-o, așa rămâne. Și n-am încotro. Sau îmi spune, asta intră în expoziție, dar eu vreau și asta. Nu, asta nu merge. Deci fiecare este cu propria viziune pe care și acum la Velico Târnovă din lucrările care le-am pregătit vreo 50 și ceva de lucrări vreo 5-6 din start a spus nu, merg și a lăsat acasă, scurt, nu mai cu toate că dumneavoastră v-ar fi plăcut, le-ați văzut potrivite se înglobau, intrau în totul expoziției pe care a adus-o acolo, dar el a zis nu și nu te poți certa cu autorul. Corect. Bineînțeles. Care este distinția, Răzvan, între arta fotografică, pentru că tu faci parte dintr-o generație care este foarte la îndemână să facă poze cu telefonul, cu, sunt N mijloace. Toată lumea pune poze pe rețelele de socializare. Cum vezi tu distinția asta între pozele acestea care ne umplu, care sunt peste tot, și arta fotografică? Ce face un fotograf? Care e diferența? Ce face un fotograf? Un fotograf, în primul rând, trebuie să aibă pasiune, să nu poată să trăiască fără fotografie și, nu știu, participarea la expoziții, la concursuri, la tot felul de... Trebuie să aibă, cred, și un simț anume. Păi atunci ar fi poze momentele. Și ar fi fotografie. Poze face toată lumea. Dar ceea ce înseamnă, de fapt, fotografie este ceea ce atunci când privești imaginea respectivă, îți rămâne în memorie. Sau te determină să, dacă ești într-o expoziție, să te întorci și mai privești odată. Dovadă, acum știu că am fost instruit să nu spun, dar la această expoziție a avut foarte multe complimente de la cei prezenți.
a și făcut cadou câteva imagini unor invitați care erau la festival. Era un festival internațional de muzică și au fost foarte mulți specialiști din străinătate, deci nu din Bulgaria neapărat, și pentru că le-a apreciat o serie de lucrări, le-a făcut cadou cu autograf de ca orice mare autor. Și a primit și niște invitații, dar asta să le spună el. Ascultăm, Răzvan. Păi, la mine modestia e legea supremă, dar am primit... Am observat asta, de asta tot încercăm pe ocolite prin tatăl tău să mai aflăm câte ceva, că altfel nu avem șanse. Păi, anul acesta la festival a fost un membru al jurului care este directorul festivalului Eurostars din Malta și schimbând așa câte o vorbă, câte o părere, pasionat și el fiind de fotografie, m-a invitat la festivalul dumnealui din Malta. Când va avea loc? La sfârșitul lunii aprilie. Și acum fac tot posibilul să mă pregătesc cât mai bine pentru... Vei avea o expoziție acolo. Vei expune acolo câteva da. Lucrări. Și te-ai gândit la o tematică sau vrei să faci ceva nou? Vei folosi din lucrările pe care le ai? Momentan nu știu. Mă mai gândesc, mai strâng câteva lucrări. Și vezi în momentul de față ce se va potrivi pentru această ocazie. Da. Iată că este un... Ioel, am sfătuit ca pe lângă lucrările, să zicem, consacrate pe care le are el, pentru că vor merge și o serie din lucrări pe care le-a avut în Bulgaria, că n-au fost văzute în Malta, să aibă cel puțin 10-15 lucrări despre Galațiul nostru, Galațiul zilelor de astăzi, pentru că avem lucruri foarte frumoase și interesante și pe care... îmi pare rău că trebuie să le zic, diriguitorii noștri nu prea știu să le scoată facă în evidență. Cunoscute, să le scoată în evidență, drept care suntem un oraș uitat de lume. În loc să fim plini de vizitatori, așa cum am văzut noi în Velico Târnovo, care este un orășel de talia Sighișoarei. Nu este un oraș prea mare. Dar este îngrijit, este pus în valoare. Pus în valoare foarte mulți turiști. În special asiatici. Asiatici, mai mult foarte, asiatici. Foarte mulți asiatici. Și nu numai asiatici, din toată Europa erau turiști acolo și în toate sezoanele. Absolut în toate sezoanele. Se pare că bulgarii oricum ne-au luat-o mult înainte la capitolul turism și exploatarea acestui Și noi avem lucruri interesante și frumoase care... Dar știm numai noi de ele. Exact, numai noi și atât. Și atât că... Dar să sperăm acum cu suflu de tinerețe care este la nivel local că o să fie cunoscut și mai punem și noi câte o picătură cu fotografiile noastre pe la o expoziție, pentru că asta este o invitație în Malta și mai este alta în... Hai, nu, momentan nu este o invitație, este un apropo mai mult, dacă pot să spun așa. Este o oportunitate. Da. Putem să-i spunem și așa, nu vreau să spun, las secret. În Italia. Madame dar de unde nu? Unde nu? Nu spunem unde. Nu spunem unde, doar în Italia. Am înțeles, nu vreți să spuneți, dar ne veți spune la momentul potrivit, pentru că este important și să avem exemple, mai ales din generația tânără și mai ales atunci când este vorba despre ceva atât de frumos cum este fotografia, pentru că îți ia un timp, este un timp pe care îl dedici acestei pasiuni, pe care o vă numiți virus și... Sunt convinsă că este adevărat, dar asta înseamnă foarte multă muncă, înseamnă foarte mult timp, înseamnă foarte multe ore dedicate și petrecute pentru a reuși să aduni o expoziție, iar mai ales atunci când ești apreciat, indiferent că e vorba de plan local, plan național sau plan internațional, tu ai trecut peste toate aceste etape deja, dar este foarte bine să încurajăm și pe cei care sunt la început de drum, au talentul și răbdarea. De fapt, la el, la liceu, Răzvan este elev la liceul, la colegiul economic, Virgil Magiaru, există un nucleu acolo cu un domn profesor pasionat de fotografie, domnul profesor Atodiresi, nu? Corect. Sorin, care dezvoltă în zilele astea un proiect în domeniul fotografiei. Răzvan nu a fost implicat în acest proiect pentru că la momentul când se făceau toate demersurile, el era în Bulgaria cu expoziția. Dar iată că avem semnale din mai multe părți. Pregătesc o expoziție, devin niște colegi din Croația, din Croația, parcă, și vor merge și la vară în Croația. Fac un schimb de expoziții fotografice, de altfel la școală...
Spun eu ce să vede, că eu văd că nu prea... probabil că în preajma sărbătorilor orașului Galați de Sfântul Andrei, va duce și Răzvan o expoziție la școală, la el, ce a văzut el la Veliko Târnovo, dacă tot a mers acolo. Eu vă propun să mai negociem câteva momente pe ceea ce putem și ce nu putem spune, pe ceea ce ne lasă și nu ne lasă Răzvan. Să luăm o scurtă pauză și revenim imediat.